Amin, amin, să ne ajute Domnul să ajungem în Canaan, în Canaanul etern, la pagina 1080, Faptele Apostolilor, capitolul 19. Voi începe citirea de la versetul 13, pagina 1080, capitolul 19 din cartea Faptele Apostolilor. Binecuvântăm pe Domnul că se aud în biserică Bibliile care se răsfoiesc. În mare har. Lăudat să fie Domnul. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Și prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea ce anume? Cuvântul Domnului. Amin. Puteți să vă reașezați. Cuvântul Domnului și în seara aceasta este același. Amin. Ieri, astăzi și în veci. Bucuria este deplină pentru că în locul acesta e prezent Domnul. Și unde e prezent Domnul e cel mai minunat lucru. Lăudați să fie numele Lui în veci. Mai apoi este și bucurie că ne vedem din nou și ne bucurăm împreună la Botoșani, ori de câte ori vin aici, la Biserica Betel, pot să spun din toată inima, aici este Domnul. Pentru că în momentul în care omul lui Dumnezeu Iacov stătea și în starea lui a început dintr-o dată, în vedenia dată, să-i se arate o scară de la pământ, unde? La cer. Și spune că noaptea aceea, înainte ca să se arate scara, Iacob avea cea mai puternică pernă pe care poate avea un om pe pământul acesta. Ți-ai luat perna asta de la un centru comercial? Nici nu există. Se fac reclame astăzi la saltele de calitate pentru a avea un somn liniștit noaptea și oamenii nu-l au. Știți ce am conștientizat, iubiții mei, scumpii mei părinți, frați și surori, tineri? Nu există mai mare odihnă. Nu odihna în urma unui film vizionat, nu odihna în urma unei relații, nu odihna în urma unei vacanțe, odihna care o ai în Hristos. Cea mai puternică pernă din istorie este această piatră, Iisus Hristos din Nazaret. N-ai vrea ca să ai o viață în continuare odihnindu-te pe această pernă? Dacă suntem în seara asta aici, este că această piatră, spune o cântare, probabil o vom cânta la urmă, vedem, cântarea aceasta spune: și o piatră căpătâi dacă aș avea, tot fericit aș fi. Și în vis, parcă îl văd pe Iacov, că e cântarea lui: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Mulți dintre voi care sunteți aici aveți piatra asta ca căpătâi. Piatra asta e tare. Așa ia materialul acesta. Și de multe ori ne strivim de ea și de multe ori ne rupem în două, lumea de pe noi cade și parcă nu mai vrem să stăm pe piatra asta, vrem să plecăm să căutăm
alte pietre, să căutăm alte lucrări. Și în seara aceasta spun din toată inima, și o piatră căpătâi de aș avea, tot fericit aș fi. Pentru că adevărata fericire vine atunci când te odihnești pe Hristos. Amin? Aduceți-vă aminte ce spunea omul lui Dumnezeu la un moment dat, Ioan, despre Ioan se spunea că Ioan stătea cu capul unde? Pe pieptul. Păi la ăsta i-a arătat Domnul Apocalipsa, oameni buni. De ce nu i-a arătat-o la altul? M-am gândit de multe ori, de ce Domnul nu dă unele lucruri la unii oameni care noi am crede că ar merita? Dragii mei, haidem să fim ca acest om, un om al iubirii. Un om care să-L iubim pe Iisus și să vedem pe frații noștri cu bucurie. Amin, lăudat să fie Domnul. Vă bucur de voi de toți. Am citit pasajul acesta, un text mai greu pentru noi. Eu văd în oamenii ăștia generația acum, Z, generația New Age. Asta văd eu în acești oameni, în vlajganii aceștia, printre care mă pot așeza și eu, generația mea sau generațiile din jurul nostru, să spunem așa, în ultimii 30 de ani. Dragii mei, am pus titlul la mesajul meu în seara aceasta sub formă de întrebare. Dacă spunem, cuvântul Dumnezeu la un moment dat spune că cunoaștem, știm, îl știm pe Iisus, îl cunoaștem pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și am pus așa oarecum în mintea mea, când duhurile te știu. Dar dacă punem întrebarea altfel, când duhurile te știu? Repet, când duhurile te știu? Și aș vrea să răspund la această întrebare prin trei răspunsuri, după care ne vom ruga. În primul rând, ca să te cunoască puterea celui rău, și nu numai puterea celui rău, ci și cerul, lăudat să fie Domnul, în primul rând, va trebui să fiu un om al rugăciunii. Și răspund, când te știu duhurile? Unu, când ești un om al rugăciunii. Pune-te, rog, scumpul meu, Luca 3:21. Să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Pe când se ruga, s-a deschis ce? Cerul. Păi noi nici ne putem ruga că noi ne și deschidem telefoanele uneori. M-am adus la multe ori la rugăciune și face ce nu face, mai înregistrează prorocia pe telefon, dar își mai verifică și mesajele. Pe când se ruga, s-a deschis cerul. În seara aceasta aici, noi, știți ce am făcut? Pe când am cântat, s-a deschis cerul. Și dacă e nevoie de ceva astăzi, în vremea aceasta, ascultați-mă, iubiții Domnului, e nevoie de rugăciune. Trăim o vreme în care oamenii caută să fie cunoscuți mai mult ca niciodată. Și lumea aceasta astăzi, care trăim noi în lumea aceasta contemporană, asta promovează să fii cât de cunoscut. Când prin 10 biserici devin cunoscut și eu, deja pruncii ăștia, au venit fratele ăsta, au venit cu tare cântărețul ăla. Și avem astăzi impresia și copiii noștri, dragii mei, se nasc cu impresia asta că oamenii sunt importanți, oamenii în viață trebuie să fii cunoscut prin felul în care cânți, prin felul în care te îmbraci, prin felul în care vorbești, prin felul în care îți faci ceva. Când te cunosc duhurile? În primul rând, când ești un om al rugăciunii. Iisus Hristos s-a rugat. Vedeți că El n-a avut o cunoaștere prea dezvoltată pe gustul omenirii religioase. Nu prea a fost pe gustul lor, că noi zicem așa, auzi, predicatorul ăla nu-i pe gustul meu, cântărețul ăla nu-i pe gustul meu, trupa aia nu-i pe gustul meu, zice, azi avem trupe. Corul ăla nu-i pe gustul meu, familia aia nu-i pe gustul meu. Dragii mei, să nu uităm din toată inima că în viața aceasta cel mai scump om de pe pământ, Iisus Hristos, a iubit rugăciunea și a fost cunoscut pe pământ și în cer, trăiască numele Lui în veci. Doi, un alt om al lui Dumnezeu care a fost cunoscut este Ilie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta s-a rugat și cerul n-a mai dat ploaie. Și spune că s-a rugat și cerul din nou a dat ploaie. De multe ori în viața mea am observat la mama.
Eu vroiam să merg pe un drum. După mintea mea mergeam. De mult eram în prăpastie. Dar mama s-a rugat, eu vedeam drumul ăla bun. Mama a stat în rugăciune, Doamne, pe toți nouă copii îi aduc în numele. Mă enervam când tata se ruga pentru noi și tot pe rând ne lua pe toți. Eu mă bucuram când ajungea la mine, dar zic, bă, zic, să roagă și asta, dar ce tot ne ia pe toți la rând, că vreau să mă duc și o să mă uit la film, zic. Să roagă tata pentru toți. Ei, dar dacă a fost familia mea cunoscută prin ceva și tatăl meu, eu n-am un tată, vă răspund toată inima și mulți, ca voi aici, că mă uit la voi în seara asta. Oameni simpli, oameni binecuvântați de Dumnezeu. N-a avut tata ceva de care să vă spun în seara asta. Nu mi-a oferit lucruri, nu mi-aduc aminte. Cum spunea într-o familie la un moment dat un copil, că în clasă îl luau copiii așa la mișto, cum se zice, băi, zice, tu, nu ți-a făcut tata un alt cadou, zice. Ei ori de câte ori venea, se ajungea la ziua de naștere, la copiii lor, din familia respectivă, tata le făcea cadou câte o carte. Și într-o dată copiii lor luat așa pe unul dintre copiii din familia asta, au spus, băi, zice, tu n-ai alt cadou, zice, că uite, e ziua ta de naștere. Dar zice, dar ce, la mine în familie să știe de alt cadou? Copiii aceia au ajuns mari predicatori ai Angliei și treziri mari au venit. De ce? Pentru că niște copii au fost supravegheați de niște părinți care au fost cunoscuți de cer. Și când te cunoaște cerul ca tată, tu înfiltrezi în pruncii tăi cerul, lăudat să fie numele Lui în veci. Dar când cauți lucrurile lumii, când nu te mai rogi, pentru că mă duc la un alt om al Lui Dumnezeu, la Neemia, pune dragul meu Neemia 1, cred că de la versetul 6 și 7 aici, este cuprinsă atitudinea lui Neemia. Ca să fii cunoscut de cer și în iad, primul rând va trebui să fii un om al rugăciunii. Să înveți de la Iisus, doi, să înveți de la Ilie și de la Neemia. Iată atitudinea lui Neemia. Omul acesta începe să se roage și spune că zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi. Și-ar fi așa să spunem mereu în viața noastră, Doamne, toți suntem păcătoși, toți avem nevoie, amin? Omul acesta, vedeți că poartă cartea din Biblie, numele cu Neemia, dar priviți la zmerenia lor, priviți la toți oamenii din Biblie, la Pavel, ce viață au trăit. În momentul în care omul acesta a aflat că zidurile erau dărâmate, omul acesta s-a aprins în el focul să se ducă să zidească din nou. A avut Neemia o dorință puternică, dar știți ce îmi place? Înainte de focul ăsta care l-a avut Neemia, a avut o sinceritate în el și a spus, mă duc și mă rog și mă mărturisesc. Plâng pentru frații mei, dacă vreți astăzi cu alte cuvinte, plâng pentru părinți, plâng pentru biserică. Când te-ai rugat ultima dată pentru biserica Betel? Când te-ai rugat ultima dată pentru fratele care predica, deși îl știi de ani de zile? Când te-ai rugat pentru un grup de aici, pentru copilașii aceștia, când mă uit la voi? Plânge inima în mine de dor ca Dumnezeu să facă din voi slujitori și când veți fi mari. Trăim o vreme în care copiii cresc și pleacă mai apoi. Pocăința rămâne ca un muzeu la trecut. Trăim astăzi o vreme în care se va ajunge ca pocăința să fie vizitată ca un muzeu din Paris, ca un muzeu din Viena. Adică zice, îmi place, mă duc și eu la muzeu, zice, la București, mă duc la muzeu la New York să vizitez un muzeu puternic. Bă, zice, dar ce faine sunt lucrurile astea vechi aici la muzeu. Dar ți-ar place să le ai în casă? Nu-mi place. Dar de ce să-ți plac? Bă, zice, atât de faine, zice, e ceva profund. Bă, cum trăiau oamenii ăștia. Bă, dar cum puteau să fac obiectele astea? Știți că așa e și spiritual. Ne uităm de multe ori la pocăință, la Biblie și spunem de multe ori, bă, dar e faină Biblia asta. E faină pocăința asta. Dar când e vorba să o aplicăm, Doamne ajută-ne. Doamne, pune dragoste în noi pentru pocăință. Doamne, ca să fim cunoscuți de cer și mai apoi de iad, va trebui să fim oamenii ca Neemia, să-i luăm pe toți și să ne rugăm pentru toți. Omul acesta s-a rugat și spune că după ce s-a rugat Neemia, fiți atenți, scumpii mei părinți, a început să fie zidirea altfel. Știți ce văd eu aici, Neemia? Smerenia ta și a mea în vremea aceasta, o atitudine curată față de popor. Se dărâmă zidurile într-o familie, se dărâmă zidurile într-o biserică, se dărâmă zidurile în viața unui om. Automat, când aude el, imediat vorbesc despre el.
Îi vorbea Domnul la o biserică, într-o biserică la un bărbat. Zice, ai grijă la gura ta cum vorbești. Așa-i striga ăsta. Și la urmă, fratele care știa, zice, pe toți pe Facebook, de tot scrie, zice. Când vede pe soția unui om, când vede pe soțul unei soții, când vede pe pruncul, public acolo. Știți, dragii mei, că în vremea trecută, cu greu scoteai un om în piață ca să-l omori cu pietre. Și astăzi internetul e o piață. Și ne vedem unii pe alții și ne ucidem. Și dacă se împlinește cel mai mult porunca asta din Biblie să nu ucizi, e astăzi în lumea mass-mediei. Daniel, merg mai departe, un alt om al rugăciunii, Daniel, cred că de la capitolul 6, versetul 7, acolo cuvântul lui Dumnezeu spune despre omul acesta că s-a dat o poruncă aspră, n-a fost o poruncă ușoară, cuvântul aspru mă face să înțeleg că nu știu câți dintre noi astăzi, dacă am auzit o poruncă aspră, n-ați văzut pandemia asta, că n-a fost atât de aspră pe cât se părea a fi, dar automat ne-am limitat în biserici unde începe adunarea la 10. Așa au rămas, frate, la 10. La 10 și acum dimineața. Ora de rugăciune o plecat, s-o dus. O plecat pe la indieni, pe la africani, că ei se roagă. Și o plecat rugăciunea ca un porumbel alb și o plecat din biserici și s-o dus din familii. Și parcă pandemia asta ne-a pus și am stat noaptea, n-am dormit nopțile, am stat mult pe internet, am avut media asta care între noi, în așa fel încât am dormit a doua zi și ne-am trezit fără de putere și trăim o vreme în care puterea ne scade, dragii mei, și din cauza lipsei de odihnă. Și fac un semnal de alarmă aici, ca să fii un om al rugăciunii, nu te poți ruga oricum. Va trebui să fii odihnit, va trebui să închizi internetul noaptea și să te rogi, va trebui să te culci de vreme. Când ieșeau părinții noștri în trecut, se spune că primeau serotonina, nu știu cum, dacă zic bine, dimineața când ieșeau afară și când era lumina, automat ei primeau la ora 5, la ora 6. Păi ieși acum prin Botoșani la ora 5, parcă morți toți, prin Arad, ieși. Nu mai merg oamenii, nu mai vezi oameni, puțini. S-a făcut un sondaj că foarte mulți oameni dorm dintre 12 noaptea și 2 dimineața. Și se trezesc oamenii între ora 6, cu procentaje a oamenilor care muncesc și care chiar se trezesc, dar spune că rata lui cei mai mulți se trezesc până în ora 12. Oamenii dorm foarte mult și oamenii se trezesc foarte târziu și se culcă foarte târziu. Și avem o problemă aici. Un pământ și o lume care caută tot mai mult să fie cunoscută în alte domenii, dar pe latura rugăciunii pierde. Lasă-te, rog, dragul meu, aici, Daniel. În ciuda poruncii aspre, Daniel nu se oprește din rugăciune. Pune versetul 10, să-l vedeți prins. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise împreună înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi, ce făcea Daniel? Spuneți. Îngenunchea. Iată cu ce spune mai departe. Se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Aleluia! Ce frumos! Păi dacă te rogi numai la necaz, cum o zici, dacă te rogi numai în vamă, Doamne, fă-i orbește, Doamne, unii cerem să orbească Dumnezeu oamenii și nu-i bine ce cerem. Dacă ne-am ruga, dacă am sta lângă Dumnezeu mereu, am avea biruință în gropile cu lei. Și repet, dragii mei, ca să fii cunoscut în cer și în iad, va trebui să fii un om al rugăciunii. Va trebui să ai ferestrele deschise spre cer. Vorbea Duhul Sfânt odată într-o profeție, cu ani în urmă. Vine vremea când veți vorbi unii cu alții, dar pe ferestre. Uitați-vă astăzi ferestrele. Eram în avion odată și unul tot pe fereastră era, tot pe Facebook era. Era în avion, nu știu unde era wifi, în nor. Tot pe telefon era. Nu mai avea răbdare să ajungă pe pământ. Trăim o vreme a multor comunicări. Și oamenii astăzi comunică și au ferestrele deschise spre îngrijorare, spre lumea soroacelor, spre modă, spre muzică, spre medicină. Astăzi e lumea deschisă. Cum să trăiești mai mult? Cum să nu fii bolnav, trupește? Astăzi sunt tot felul de regimuri pe internet. Scrii pe YouTube și îți dă 70 de lucruri. Ce 70? Că a zis prea mult. 7 lucruri, cum să fii un om siluet. 5 lucruri cum să fii o mamă fericită și te învață aia cum să-ți crești copiii și uiți de Biblie. Și în seara asta cuvântul lui Dumnezeu spune, ca să fii fericit, va trebui să te temi de Dumnezeul lui Daniel, să te temi de Dumnezeul lui Ilie, să te temi de Dumnezeul lui Neemia,
Mărit să fie numele Domnului în veci. Ce frumos ai în viața aceasta, scumpii mei, să ai ferestre deschise în fiecare zi spre Ierusalim. Spunea cineva, când mă trezesc dimineața, spun, binecuvântat fii tu, Iisuse, și îmi beau un pahar de apă plată pe stomacul gol, o zis, fac loc la atâtă mâncare să vină, o zice, că apa, zice, e viață, apa curăță tot, zice. Așa e și din punct de vedere spiritual, când ne trezim dimineața, după ce îl binecuvântăm pe Domnul, să bem din apa asta. Lăudat să fie cuvântul și puterea Duhului Sfânt. Un alt personaj minunat aici este Estera. Capitolul 4, pe la versetul 15, cred că 16, cuvântul lui Dumnezeu spune aici la un moment dat în felul următor că această femeie, oh, ce minunat lucru ai despre Estera, tot m-am gândit, scumpii mei, la Estera, Mardoheu, m-am gândit la, lasă versetul acesta, m-am gândit la împăratul acesta care era un împărat care se supărase pe prima lui împărăteasă, care că n-a vrut să asculte de porunca împăratului și a venit o mulțime de iudei și a fost aleasă de împărat Estera. Dar Estera nu era crescută la un salon de înfrumusețare ca Estera să aibă impact în casa împăratului. Estera a fost cunoscută de Mardoheu. Și știți ce îmi place mie să cred aici? Eu îl văd pe Mardoheu atunci, dar astăzi îl văd pe Duhul Sfânt, cel ce crește biserica. Duhul Sfânt e cel ce crește biserica. O înmulțește? Voi credeți că slujitorii voștri, cântările care le-ați cântat, noi cântăm cântări ale părinților noștri, păi ăștia au fost crescuți de Mardoheu. Și cântările alea sunt inspirate altfel, parcă. Și felul în care se uită la tine un om care îl vezi că are în casa lui un Mardoheu. Pe cine ai în casa ta? Pe Naaman? Pe Haman, iertați-mă? Sau pe Mardoheu? Facă Duhul lui Dumnezeu să fie în casa noastră Mardoheu. Măriți să fie numele Domnului în veci. Pentru că Estera, las-o aici, scumpul meu, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit o forfotă puternică. Poporul acesta era un popor, îmi place mie să cred, un popor liniștit din seminția lui Iuda. A venit Iisus și iată seminția lui Iuda, poporul ăsta iudeu, bătut de valuri. Estera ajunge la împărat. Și într-o dată la împărat se întâmplă ceva. Este închisă poarta de mai bine de 28 de zile, circa 30 de zile. N-a mai intrat nimeni ea. L-a împărat. Nimeni nu mai a intrat. Și a venit vremea când cineva a intrat. A intrat femeia aceasta pe nume Estera. Era frumoasă, ne spune Biblia. Dar eu cred din toată inima că nu doar frumusețea fizică îl ajută pe un om să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu, ci în primul rând frumusețea interioară. Și femeia aceasta, după ce a postit cu poporul ei, fiți atenți, sunt tot la capitolul rugăciune, femeia aceasta spune că s-a rugat și a postit și și-a pus poporul ei să facă asta. Asta a fost crescută în felul acesta. Și prin rugăciune, chiar dacă era o forfotă mare între împărat și între Haman, între diavolul, că eu așa îl descriu pe Haman, pe omul acesta, un om care te influențează, care vrea ca Estera să fie distrusă. Și dacă aș spune locul lui Estera, biserica, astăzi diavolul urmărește și Haman caută să o distrugă pe Estera din mijlocul poporului iudeu. Dar eu cred că există un Haman care umblă printre noi. Ăsta e nebăgat în seamă de societate. Lucrarea Duhului Sfânt e marginalizată astăzi. Îl vezi pe Haman, pe Mardoheu, mă iertați, purtat și plimbat prin cetate. Cum se uita omul acesta, îngrânjit, plin omul acesta, l-aș vedea în vremea asta, plin de bani, un om plin de relații, se uita la omul acesta, o vine ăsta? Deasupra tuturor lucrurilor, într-o biserică, îmi place mie să cred, trebuie să fie Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt naște rugăciuni puternice. Am fost la un moment dat într-o situație și se spunea că într-o casă s-a rugat un penticostal și un alt frate de o altă confesiune. Se iubeau unii pe alții, nu făceau diferență și nu se judecau. Dar ascultați-mă aici, dragii mei, zicea fratele ăsta de la altă confesiune, nu dau numele, zice, așa cu foc te-ai rugat, zice, tânărul nu s-o lăuda, zice, așa cu foc te-ai rugat pe lângă mine, pare că te-ai rugat cu foc, zice. Vedeți, dragii mei, când îl ai pe Dumnezeu în viața ta, fără ca să te lauzi tu, oamenii vor vedea focul în tine. Amin, lăudat să fie Domnul. Și s-a văzut puterea. Ce s-a întâmplat? În momentul în care s-a rugat poporul iudeu și cu Estera, porțile împăratului se deschid și Estera intră la împărat și împăratul îi întinde toiagul. De ce?
Pentru că noi astăzi putem intra la Împăratul Împăraților și la Domnul Domnilor. Știți prin cine? Prin Iisus. Și ca să fii un om care să ai acces la Împărat și să fii cunoscut. Estera! Mie îmi place mie să cred că ce a avut acces la Împărat atunci n-a fost chipul ei, n-a fost frumusețea ei. Împăratul dăduse legea asta, pentru că dacă va intra cineva nechemat, e o problemă. Și în momentul în care intră și spune Mardoheu influențează, intră, că pentru o vreme ca aceasta ești pus aici. Mireasa-i pusă pe pământ, nu pentru ani 70 doar. Mireasa-i pusă pe pământ pentru azi și acum. Și mireasa lui Dumnezeu ești tu și cu mine. Suntem chemați să trăim ca Estera, să trăim ca înaintașii noștri, să fim oamenii rugăciunii. Doamne ajută! Sunt plin de bucurie aici la Botoșani, pentru că Dumnezeu e prezent în biserică. Și îl văd pe Dumnezeu aici cum deschide porțile și tu ai acces la El. Lăudați să fie Domnul, nu uita, ca să ai acces la Dumnezeu, roagă-te! Nu uita că Estera nu a intrat și a spus, îi trag o tură de farduri și intru la Împărat. Mă fac mai frumoasă azi și intru la Împărat. Astăzi creștinismul intră în prezența lui Dumnezeu. Avem multe reclame, oameni care cântă, te uiți la ei, bă, ăștia-s primiți de Împăratul. Ăștia cântă prea fain să nu fie primiți de Împăratul. Ăsta e prea frumos să nu fie pocăit. Ăsta e cu prea mulți bani să nu fie pocăit. Și nu ai trecere la Împăratul. Dacă ai trecere la Împăratul, ai numai prin rugăciune. Mă frământ deseori cu niște stări și zic, Doamne, în vremea asta eu ca tânăr, cum să vorbesc cu oamenilor? Ce să le spun? Ce să zic din Biblie, Doamne? Pe ce psihologi să-i studiez? Ne confruntăm cu gânduri care bat la nivelul minții și am văzut în viața aceasta, ori de câte ori caut să fac eu ceva prin puterea mea, pleacă din mine puterea rugăciunii. Ori de câte ori caut să mă uit la oameni, nu mai am putere și nu mă mai pot conecta cu cerul. De aceea în seara asta aici, oricine ai fi, mamă, tată, fiu, tânără, copil, chiar voi copilași, căutați rugăciunea, Dumnezeu să vă ajute, rugați-vă, pentru că Domnul ascultă rugăciunea unui copil. Când în casa noastră Liviu era căzut de la o înălțime și și-a deplasat umărul de la loc, l-am înconjurat toți frații și tata s-a rugat. Și Liviu era alb la față ca peretele. Și s-a rugat tata cu credință și nu s-a întâmplat nimic, s-a făcut o liniște în casă și dintr-o dată o striga tata, în numele lui Iisus îți poruncesc, ridică mâna sus. În numele lui Iisus îți poruncesc, ridică mâna sus. Când ori zis a treia oară, în numele lui Iisus îți poruncesc, ridică mâna sus. Și-a ridicat Liviu trupul din pat și-a început să strige, în numele lui Iisus, ridic mâna sus. Pentru că ăsta e Dumnezeul rugăciunilor. Dați foc caselor prin rugăciune, dați foc la repetiții prin rugăciune. Spunea Cristi Ionescu, fratele Cristi din Chicago, spunea la un moment dat că, zice, la repetiții s-a coborât Duhul Sfânt și repetițiile noastre au fost transformate în rugăciune. La cor s-a coborât Duhul Sfânt și a venit prezența. La fanfară am oprit pentru câteva perioade din lună, am oprit repetițiile că s-a coborât prezența Lui. Lăudați să fie Domnul! Apostolii, un alt exemplu, trec fugitiv, doar îi amintesc cu numele, oamenii aceștia, fapte 2, alți oameni ai rugăciunii. Știți ce am observat, scumpii mei, că dacă ne uităm în jurul nostru, în momentul în care s-a înălțat Iisus la cer, a plecat, dacă ne uităm la tabloul acesta, biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Păi oameni buni, cu ajutorul, mă uit astăzi în jur, băi frate, câte reclame, veniți la noi, sunați la numărul cu tare, ne ducem la oameni cu oferte, nu vedeți cum sunt ăștia cu ofertele astăzi? Când intri în magazin, te pot ajuta cu ceva, ai parfumul meu, cu forța, să facă ceva cu tine, numai să-i cumperi marfa. Am ajuns astăzi, parcă trăim o vreme în care oamenii din lume sunt obligați să se pocăiască, cumva siliți și nu se mai pocăiesc cu oamenii, pentru că strategiile noastre parcă sunt o problemă. Și m-am uitat în viața mea și am zis, băi, fac videoclipul ăsta, să pocăiesc cu oamenii. Și am ajuns să mi se spune, ești frumos, zice. Păi bun, și ce dacă, că știe și mama că-s frumos. Zice, băi, ce fain îi stă cu chitara, știu că și la Michael Jackson ăsta fain. Eu n-am nevoie de asta,
Eu am nevoie să mi se spună, e Duhul Sfânt în cântare, e Duhul Sfânt în poezie, e Duhul Sfânt când cântăm în biserică. Și dintr-o dată biserica și fratele care ține programul primește cercetarea Duhului Sfânt și în biserică încep frații să prorocească, încep vedenile să se nască, începe biserica să devină o odaie de sus. Aleluia! Aceasta este biserica, odaia de sus. N-or avut nume, n-or avut nici măcar, nimic n-or avut. N-or avut nici măcar invitat de la Arad, n-or avut nici măcar, eu știu, pagina lor să aibă. Nu! Nu că sunt rele astea, nu vreau să spun că sunt rele lucrurile acestea, însă trăim o vreme în care ne oprim prea deseori aici. Și în vremea aceasta pe care noi o trăim, singurul lucru care va da naștere bisericii din nou, că venirea lui Hristos se apropie tot mai mult. Uitați-vă cum s-a îndepărtat de la creștinism, de la înălțarea Domnului Iisus la cer, un foc a prins biserica și cu foc se pocăiau sute de oameni. A venit vremea libertinajului și bisericile și creștinismul au început să se îndepărteze de Domnul, să se închine la tot felul de lucruri. Și uitați-vă, astăzi am trăit în urmă cu 100 de ani treziri și am ajuns după 60-70 să se facă numere și să spunem zeci de ani de creștinism. Și nu e rău asta, dar ce vor face copiii care vin? Ce se va sărbători peste 100 de ani? Și eu mă rog din toată inima că nu-i rău că se fac sărbători, dar să ne aducem aminte, nu de noi, ci de minunile noastre, minunile care s-au făcut prin noi, lăudați să fie Domnul. Amin! Și uitați-vă că biserica e aproape să fie luată de pe pământ, să fie înălțată la cer. Și eu vă spun cu toată sinceritatea, biserica trebuie să se trezească și să aibă focul pocăinței peste ea. Amin? Dacă biserica primară atât de mult ori trăi cu Iisus încât nu mai puteau de dorul Lui și să pocăiau oamenii astăzi, parcă, a fost cândva și ăla, zice, a fost cândva omul ăla, a venit la noi, dar am uitat de el, zice, ochii care nu se văd se uită, cam așa e și cu Iisus azi. Ai foc cândva, o foc focul ăla. E ca și când vine tata acasă, după 10 luni de străinătate, te bucuri cu tata, așa de frumos vorbești cu el. Și după ce stă acasă, de săptămână, două, trei, iară te obișnuiești cu tata, iară nu-l mai ascult pe tata, iară îi vorbești obraznic la mama. Și am văzut, iubiții mei, că astăzi, parcă așa nu ne mai este dor de Iisus Hristos. Și parcă și deranjări vin prin biserici, cântările astea care au mesaj mai puternic, spiritual, așa, parcă ne deranjează. Ne vorbește cântarea asta de pocăință, să ne trezim, frați și surori, să nu ne prindă somnul. Și apoi parcă așa cântăm mai mult cântări așa care tot laudă, tot laudă, 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 până nebunim, cum au zis un bătrân. Dragii mei, eu vreau să vă spun din toată inima, Iisus Hristos vrea ca de astăzi să fii cunoscut și în cer, dar și în iad. Familia ta să fie cunoscută și în primul rând ca să fii cunoscut. Va trebui să te rogi. În al doilea rând, un lucru care poate va deranja pe unii. M-a deranjat și uneori și pe mine mă mai deranjează, pentru că trec acest test cam greu. Când duhurile te mai cunosc? Răspunsul 2. Când iubești, ierți și rabzi. Ioan, 1 Ioan, capitolul 4, că vorbeam de el, cuvântul Domnului spune aici, iată ce spune cuvântul Domnului aici. Cum poți să spui că îl iubești pe fratele tău pe care îl vezi? Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, spunea Ioan. 1 Ioan, dacă nu greșesc, 4, 20 și 21. Aici este o taină foarte minunată, poți să pui dacă dorești. Și acolo spune că dacă pe Dumnezeu pe care nu-l vedem, spunem că îl iubim și pe fratele nostru pe care îl vedem, nu-l iubim. N-ați auzit vorba asta deseori, dragii mei? Ce zici de fratele ăla? Nici să nu-l văd, zice. Dar ce zici de fratele predicatorul ăsta? Ce zici? Nici să nu-l văd pe ăsta. Pe ăsta? Nu-i știu o familia? Dar ce zici de sora care acum face cu copiii? Asta? Nici să nu-l văd pe asta. Și acum, cu atâta internet, ne punem unul încă o dată. Uite bunică, uite la asta. Bă, dar uite, dar asta? Ai, dar nu-i pocăită, nu știu cine e asta. Dacă trăim o vreme astăzi
în care puterea infernului o intra foarte mult în case și în familii, o intra pe unda asta neiubirii. Sunt prieten de-a meu, la un moment dat, era plecat în zona Olteniei și era acolo un vas de lucru, trăit ani de zile cu Domnul. Și nu putea parcă să plece, să se desprindă de pe pământ, să se ducă din lumea aceasta. Era cunoscută pe stradă, în biserică, o soră care a trăit în ochii oamenilor, o pocăință autentică, însă și-a deschis inima fratelui slujitor și a spus: parcă nu pot pleca. De ce nu pot, soră? Deschide-te! Zice: nu pot iubi pe persoana aia, nu pot să o văd. S-a mărturisit sora și la scurt timp a plecat la cele veșnice. Pentru că cea mai mare minciună care e astăzi în omenire, știți care e? Din ziua mormântării: nu te voi uita niciodată. Și am spus la cineva: nu vă mai mințiți, oameni buni, la mormântare. Cum poți să spui unui om că nu-l uiți niciodată și îi duci o coroană, dar în viață n-ai vorbit cu el? Și cel mai, cred că nu e mai mare și nu e mai drastică realitate decât să-ți moară cineva cu care nu te-ai împăcat. A fost la un moment dat o împrejurare în viața mea și mă dau pe mine exemplu, și în mod special tinerii care creșteți și copii, să vă dezvoltați cu un caracter al iubirii. Dumnezeu să vă ajute. Într-o situație am fost așa cu o aprobare, cu niște lucruri despre o situație care nu era. Sunt lucruri care trebuie cercetate și frații slujitori cu siguranță o fac și trebuie cercetate lucrurile și lucrat cu înțelepciune după Biblie. Însă acolo, în situația aceea, era mai mult capcana bârfei, capcana vorbirii de rău. Și în situația respectivă am căzut testul, am plecat acasă. Și după câteva săptămâni lungi, când a venit pandemia și am intrat în pandemie atunci și eram în spatele grădinii mele și sub nuc acolo am stat la un moment dat și am luat telefonul în mână și am scris acestui frate și îi spun: frate, îmi pare rău, uite eu așa, așa, cu tare, cu tare. Și am scris un mesaj în care mi-am mărturisit păcatul față de dumnealui. La scurt timp, dragii mei, primesc un mesaj, am tremurat tot, am zis: acum mă voi face de râs, pentru că noi așa suntem, dragii mei. Noi, vine diavolul, spune: te faci de râs, îți ceri iertare de la ăsta. Îți ceri tu iertare de la cuscru, de la cuscră, de la soacră, de la frate, de la pastor. Cum a spus cineva, m-a dus la un frate păstor să-mi cer iertare. O crezut, dar ce s-a întâmplat, ceva, zice? Noi suntem învățați uneori să mergem numai cu probleme la păstori. Când nu ne merge bine, când ne strâng pantofii, când avem o problemă, când ne căsătorim, când a murit cineva. Frate, hai că-i doliu, când programăm mormântare, hai că s-a întâmplat lucru cu tare, o picat cineva, are voie de ungere. Ce ar fi ca să vii la pastor și să-i spui, sau să mergi la mama ta și să-i spui: mamă, te-am judecat, uite, te-am vorbit de rău și chiar am mai vorbit cu cineva și uite, matale, mi-am vorbit mama de rău la altă mamă și i-am spus despre dumneatale că ești o mamă care, nu știu, nu te comporți bine cu mine și te-am judecat, te-am făcut înapoiată. Ce-ar fi să ai o atitudine de asta? Să știți, ca să fii cunoscut în cer și în iad. Pentru că veți vedea la final unde vreau să ajung cu acest titlu, acest mesaj. Dragii mei, ascultați-mă bine în seara aceasta. M-am uitat la omul acesta și la Iacov, dar în mod special la Ioan. Și m-am uitat la Ioan când s-a oprit la un moment dat într-unul din capitole și a rostit cuvintele, eu le parafrazez așa în mare, spune că sunt oameni care fac păcate care duc la moarte și zice: nu-ți spun să te rogi, dar dacă există un păcat care nu duce la moarte, roagă-te! Și m-am blocat aici. Vă spun mesajul care l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru mine în situația aceea. M-am uitat la Biblie și m-am blocat. Băi, zic, dintr-o dată omul ăsta vorbește numai de iubire, de dragoste, de pace, să-ți iubești fratele, să n-ai mânie pe el, să n-ai dușmănie, și dintr-o dată vine și îmi spune mie de un păcat care îmi spune să mă rog și pentru altul îmi spune să mă, altfel de păcat care nu duce la moarte să mă rog și pe ăla care duce la moarte să nu mă rog. Și a zis: ei, aici e problema, Davide, că dacă nu iubești, tu pentru păcatul ăla, faptul că nu ierți, faptul că bârfești, faptul că clevetești, faptul că calomniezi, pentru păcatul acesta, a neiubirii, a neiertării, se ajunge pe cea mai bună scurtătură în iad. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne iubim unii pe alții. Pentru că Iisus asta a zis: vă dau o poruncă nouă. Wow! Cea mai puternică și cea mai nouă poruncă din Biblie este aceasta, să ne iubim unii pe alții.
O trecut și ceasul, nu-l mai văd. Dar mai aveți răbdare un pic, amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când ești cunoscut în infern și în cer, în primul rând când te rogi, doi, când iubești, aici, la punctul 2, un alt lucru, când iergi, Matei 6:21, cine iartă nouă, precum și noi iertăm, ce frumoasă e rugăciunea. Ce-ar fi ca atunci când zici Tatăl nostru, din seara asta, să te gândești bine, aha, precum și noi iertăm, precum te oprește Domnul și spune, auzi, dar tu ierți, tu nu vezi că faci rugăciunea Tatăl nostru, dar nu te-ai oprit aici. Precum și noi iertăm greșiților noștri, spune cuvântul Domnului la un moment dat și rostește Iisus ucenicilor, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea, cum spune, vor fi ținute. De câtă vreme ții? Eu de multe ori în viață cu mama mea, fiind acasă cu ea și acum, cu părinții mei, Domnul m-a șlefuit până mama. Și de multe ori țineam așa câte o mânie, mă, nu mai puteam cânta, nu mai puteam predica, mă, nu mai aveam pace, mă puneam pe perină, mă uitam la telefon. Aveam bucurie, dar în mine bătea ceva. Era încruntarea aia, era vorba aia rostită la mama, era atitudinea aceea. Țineam pică, eu am dreptate și mei la muncă așa legat. Poate-s luni de zile de când ești legat. Nu vorbesc aici ramura noastră sub care toți privim, wow, 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 imoralitatea. Ce-ar fi ca în seara asta să ne gândim Iisus, o rosti despre asta și poruncile au fost schimbate, au spus, dar eu vă spun, la fiecare, la câteva dintre ele Iisus a spus, dar eu vă spun. Foarte interesant și aprindere a fost în viața umană când a auzit că poruncile lui Moise primesc un dezechilibru. Vedeți, Iisus Hristos n-a venit să strice porunca, dar ce frumoasă explicație îi dă. Și iată Iisus ne spune azi, să nu ucizi. Doamne, dacă în seara asta suntem cu sulițele în mână și facem și noi ce a făcut acest om care era la poalele crucii lui Hristos și cu suliță l-am pus. Eu vreau să spun în seara asta că toți cei care împung și au sulițe, fie că sunt cei care lovesc și pironesc picioarele Mântuitorului, în seara asta aici, din Hristos curge sânge și apă. Și în seara asta aici, ca pentru omul acela de la Golgota, el pentru mine și pentru tine are apă, cuvântul, și are sânge, jertfa lui de la Golgota, trăiască numele lui în veci. Iartă omule, iubește omule! Și în ultimul rând aici, și închei imediat, rabdă omule! Ca să fii un om cunoscut în iad și în cer, fii un om al rugăciunii, amin! Doi, fii un om care să iubești, să ierți și să rabzi! Și aici cu răbdare, asta e foarte greu, parcă astăzi tot mai mult. Iată ce spune cuvântul Domnului aici, veți fi urâți, Matei 10:22, veți fi urâți de toți! Ai vrea să vă spun aici ceva cu de toți. Că noi de multe ori ne testăm așa și spunem, bă, zice, așa sunt de urât de toți, înseamnă că sunt pocăit, mă. Că mă urăsc toți, că toți sunt împotriva mea, că toți se uită la mine urât, că nu-mi dau like-uri ăștia pe internet. Eu sunt urât de toți, zice. Eu sunt urât, cuvântul urât. Și fiți atenți, dragi, aici, ce descoperă Duhul în seara asta aici, că Duhul e prezent aici. Lăudați să fie Domnul. Veți fi urât de toți din pricina numelui meu. Când ai fost urât din pricina nu a ta, ci din pricina numelui Lui. Vedeți că Iisus nu s-a apărat niciodată pe El și noi ne apărăm pe noi. Fie virtual, fie real. Uitați-vă astăzi cum se apără. Suntem gata să ne apărăm și predicile și cântările. Suntem gata să facem tot ce, numai să arătăm, să știm noi. Iisus nu făcea așa ceva dacă era printre noi. A avut o atitudine de smerenie că a zis așa. Cuvântul lui Dumnezeu aici spune, tu ai nevoie să fii urât din pricina numelui meu și ai grijă să nu fii din pricina numelui tău. Doamne ajută-ne să ne purtăm în așa fel încât să nu aducem rușine prin felul în care trăim. Și iată aici parcă finalul acestui penultim punct și închei imediat, după cum vă spuneam, Luca 21:19, iată ce dulce spune acest verset, că prin răbdarea voastră vă veți câștiga. Ce frumos! Să fii un om răbdător, amin.
N-ai vrea ca în rugăciunea asta la final să zici, Doamne, fă-mă un bărbat răbdător, să nu mă mai încrunt, să nu mă mai enervez, să nu mă mai mâniu, să fiu răbdător. Tinerii își pierd răbdarea în alegerile vieții. Tinerii își pierd răbdarea ca Dumnezeu să le facă o lucrare pentru ei. Și parcă trăiesc așa o stare de pierdere a răbdării. Și m-am uitat de multe ori în situația, chiar în situația în casei mele, cu mama mea, când tatăl a fost bolnav. Câtă răbdare ai avut, mamă? Câtă răbdare ai avut? Și ai stat acolo și te-am văzut și la 2 dimineața și te-am văzut și la 9 seara. Femeie care a avut răbdare, chiar dacă a fost mare luptă, a fost un tată și ai fost un tiner care ai avut răbdare, dar poate că ai căzut în păcat din pricina că ți-ai pierdut răbdarea pe drum. Știm că în alt loc spune că poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și suntem pe drumul ăsta și unii își pierd răbdarea și se întorc în Egipt. Și astăzi, ultimul punct din seara asta și închei, spune așa, ca să fii cunoscut în iad, ca Duhul să te cunoască, va trebui să trăiești în necompromis, să nu te compromiți. Doamne, ajută-ne! Îi spune la un moment dat că un om și-a uitat acasă pălăria care o purta pe cap și a intrat la un moment într-un magazin repede să-și cumpere o pălărie, că a zis, băi, am uitat acasă, intru și eu să-mi cumpăr alta. Și când a intrat acolo, a ajuns la raftul cu pălării și pe raft scrie acolo mare, one size, zice. O mărime pentru toate. O mărime universală. Și-o luat pălăria, zice, măi, eu eram cu capul mai mare. Dar zice, ce crede despre uimirea mea? S-o potrivit pe capul meu mare, zice. S-o potrivit. Dragii mei, realitatea dură este următoarea. Oamenii astăzi, strategia lumii, vrea ca astăzi să ne potrivească pe noi după mărimea ei. Și lumea astăzi caută compromiterea. Și uitați-vă la Lot în Sodoma și Gomora. Când au venit îngerii, au intrat în casa lui Lot. Și în momentul în care au intrat îngerii în casa lui Lot, la ușa lui Lot bătea cineva. Nu erau colindătorii ăștia să cânte Merry Christmas and a Happy New Year. La ușa lui Lot bătea păcatul. O bătut și a intrat în casa lui Lot păcatul, prin atitudinea copiilor, prin trăirea lor, dar în casa lui Lot de data aceea bătea, pentru că era miros de sfințenie acolo. Când duhurile te cunosc, ele vor fugi, vor căuta să intre. Și dacă vei deschide ușa, ce vei face? Va intra. Spune că au bătut și dacă eu văd astăzi aici în bătaia acestor sodomiți la ușa lui Lot, văd astăzi cum bate la ușa bisericii muzica Sodomei. Bate astăzi la ușa familiei, societatea. Bate astăzi la ușa minții, astăzi tot mai mult complacerea și compromisul, negocierea. Și uitați-vă cum negociază astăzi cel rău cu oamenii prin compromis. Și e o vorbă folosită printre noi, zice, hai măi, mai lasă și tu de la tine, că mai las și eu de la mine, zice. A, dar ce ești tu așa? Auzi, iubirea astăzi se folosește și pe fondul iubirii înțelese greșit, se compromite creștinismul. Vine una astăzi îmbrăcată în adunare ca lumea și vine un frate și spune, auzi, va trebui să vii la adunare aici, noi te primim astăzi, ai venit așa, dar de duminica viitoare trebuie să te schimbi. Vine altul din biserică și spune, frate, tu n-ai dragoste, ai scos afară pe sora asta. Și noi confundăm dragostea adevărată aplicând-o pe dragostea lumii. Asta e dragostea lumii, dar dragostea adevărată din Hristos iubește, acceptă, iartă, cum spune cântarea, așa cum sunt la tine vin. Astăzi vin așa cum sunt, dar mâine nu mai. Doamne ajută! Oameni buni, e prezent Domnul aici. Compromisul a ucis pe Hristos! Pilat a stat înaintea lor și a tremurat Pilat. Avusese o soție care avea o sensibilitate și Pilat la un moment dat în sensibilitatea lui a crezut că poporul nu-l va cere ca Hristos să fie răstignit. Pilat a fost 100% convins că va fi omorât Baraba. Și de aici pleacă și izbucnește cântarea care o cântăm. În locul tău pe cruce, Baraba a murit eu. Seara aceasta, mă rog ca în final acum Domnul să te cerceteze. Să vii la poala crucii Lui în seara asta și să vii înaintea Lui cum n-ai venit-o nici, cum n-ai mai făcut de multă vreme.
și să vin înaintea Lui în seara aceasta cu toată sinceritatea și să-i spui: Doamne, ăsta sunt, asta e situația mea, sunt cunoscut, dar totuși parcă nu-s cunoscut de Tine. Am devenit un om cunoscut în ceea ce sunt, în ceea ce pot eu, în ceea ce știu eu, dar am devenit necunoscut de Tine, pentru că când duhurile Te cunosc, am răspuns în final aici. Și aș vrea să vă spun în versetul acesta pe care Dumnezeu mi l-a dat special pentru acest mesaj ca final, Luca capitolul 4:34, pune-te rog, dragul meu. Spune cuvântul Domnului așa: că în sinagogă era un om stăpânit de un duh și a venit Iisus, și în momentul în care a stat Iisus de vorbă cu el, nici n-a vorbit Iisus nimic cu el, s-a uitat spre el omul acela și a zis: Te știu cine ești. Și revin la versetul citit din Fapte. Și a spus că voi cine sunteți? Astăzi facem multe lucruri, sunt tentat să fac multe lucruri, dar nu mă cunoaște Iisus, nu mă cunoaște nici puterea întunericului. Uitați-vă la o a doua atitudine aici. Ce avem noi a face cu Tine? Ei, dragii mei tineri, cu cât trăiești mai mult în păcat, diavolul are de-a face cu tine. Cu cât asculți muzica lumii mai mult, diavolul are de-a face cu tine. Cu cât începi să nu citești Scriptura, diavolul te cunoaște și rostește: știu cine ești, ești al meu. Dar la Iisus s-a uitat altfel, a spus: știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Și dacă astăzi s-ar transforma versetul acesta, ar fi extraordinar să spună iadul despre tine și casa ta: n-am de-a face cu ea, că asta iubește-mă, asta nu se mai mânie, asta nu se mai ceartă, asta se roagă. Cu cât nu te rogi mai mult, dragul meu, dă voie să spun în seara asta: puterea întunericului are de-a face cu tine. Cu cât stai mai mult pe telefon și petrești timp mai mult pe rețele de socializare, ești în afacerea lui și el are de-a face cu tine. Ce avem noi de-a face cu tine? Te știu cine ești. Pavele, ai călătorit pe drumul Damascului și dintr-o dată te-ai oprit și ai primit orbire, pentru că de data asta cel ciudat vedere orbilor i-a luat orbirea lui Pavel, adică să fie orb, să se schimbe, să schimbe tot capitolul vieții lui Pavel, s-a transformat. Și printr-o orbire de 3 zile, iertați-mă, dragii mei, îndrăznesc să fac comparația aceasta, 3 zile orb Pavel, 3 zile mort Hristos, în alea 3 zile parcă omenirea n-a mai avut viață, că nu-i faină viața orb. Viața-i faină când Hristos-i viu! Viața-i faină când am vedere! Și dintr-o dată s-a uitat Pavel și a spus: cine ești, Iisus? Cine ești? Și nici măcar n-a zis: cine ești, Iisus? A zis: cine ești? Și ăsta a spus: eu sunt Iisus! Pe care îl prigonești. Tocmai astăzi oamenii care fac multe lucruri în numele lui Iisus, nu-i cunoaște Iisus! Nu-i cunoaște Iisus și cunoaște iadul! Și dacă Iisus Hristos oprea duhurile și spune Biblia că El nu le dădea voie să zică despre El, pentru că știau, El nu vroia ca să nu zică duhurile despre El, de frica că a făcut Iisus ceva. Astăzi, dacă ar zice păcatul grăind despre tine ceva, cum ai sta? Ce interesant lucru, Iisus poruncea ca duhurile să tacă. Dar știi că pentru tine de ani de zile poruncește să tacă și te mai așteaptă. Pentru el ori tăcut, pentru că el oricum, și dacă ziceau cine îi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. A venit o vreme când în casa mea l-am cunoscut pe el. Și-a venit piatra și-am pus-o căpătâi și vreau să cânt cu biserica cântarea asta, chiar dacă am trecut de program cu 4 minute, oricum, cum a zis cineva la un moment dat, oamenii online până după miezul nopții, că am trecut 4 minute, nu-i nicio problemă. Vă invit să vă ridicați, scumpii mei. Și vreau ca, știu că a fost o predică, poate că un pic așa Domnul ne-a operat în seara asta. Păi, oameni buni, haidem ca din seara asta să fim cunoscuți, nu numai în ea, dar în cer, în primul rând. Amin. Să fim cunoscuți când vine ispita,
Când vine lăcomia, când vine ura, când vine vorbirea de rău, când vine păcatul compromisului, când vine lumea asta la voi ca copii să vă cunoască, nu mă pot atinge de fata asta prin jocuri, pe telefon, nu mă pot atinge de copilul ăsta prin alcool, nu mă pot atinge de femeia asta prin bârfă, se uită și spune, ce am eu a face cu tine? Adică eu nu sunt de aici, aici nu sunt primit. Ce-ar fi ca din seara asta, tu să fii o femeie, tu să fii un tânăr care să nu mai ai de a face cu lumea și cu lucrurile lumii, să te mărturisești Domnului și să-i spui Domnului, Doamne, astăzi cine ești? Pentru că nu te-am cunoscut, să faci ce-a făcut Saul, să te proșterni înaintea lui și să fii gata să ți se dea vederea. Ne rugăm pentru toată biserica din Botoșani. După ce vom cânta cântarea asta, două strofe vom cânta din ea și ne vom ruga și îi vom spune Domnului, Doamne, ai milă de biserica aceasta. Dă tărie păstorilor de aici. Dă tărie corului care a cântat atât de minunat. Dă tărie vaselor de lucru. Dă tărie copiilor care sunt aici să crească binecuvântați de Domnul. Lăudați să fie numele Domnului în vecii vecilor.